Cu ocazia desfășurării ședinței din data de 28 februarie 2019. Consiliul Local al Comunei Războieni a fost convocat prin dispoziția primarului numărul 18 din data de 21 februarie 2019 în ședință ordinară în data de 28 februarie 2019, ora 18. Participă consilieri aleși, primarul, viceprimarul și secretarul comunei. Domnul Măzăreanu Constantin, președintele de ședință desemnat, prezintă următoarea ordine de zi propusă. Prezentarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare, proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei, proiect de hotărâre privind aderarea comunei la zona metropolitană Piatra Neamț, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice și a personalului din cadrul școlii Războieni, proiect de hotărâre privind aprobarea locurilor în care se interzice desfășurarea de adunări publice, proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor de investiții la proiectul lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare a monumentului eroilor căzuți în lupta de la Valea Albă, proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor de investiție la proiectul de investiție modernizare drumul local în Comuna Războieni, județul Neamț, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați, rest de executat, la investiția modernizare drumuri comunale DC25 și DC195 în Comuna Războieni, județul Neamț. Întrebări, interpelări diverse. Domnul primar solicită cuvântul și roagă să fie aprobată retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre privind proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor de investiție la proiectul modernizare drumuri comunale DC25 și DC195 cu Comuna Războieni, județul Neamț, motivat de faptul că până la termenele stabilite nu au fost prezentate documente care să ateste solicitările făcute. De asemenea, roagă să se permită înscrierea în ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aderarea comunei de Ardis Valea cu poliției. Supusă la vot ordinea de zi și cu modificările solicitate de către domnul primar, este aprobată cu unanimitate de vot. Referitor la propunerea domnului primar, domnul consilier Gălușcă Constantin cere cuvântul și solicită ca în cazul în care societatea care are contract de execuție privind pentru lucrarea sus arătată, acesta să se impună prezentarea unor documente privind lucrări de executate și lucrări ce mai trebuie să executate. Graficul explicit privind lucrările ce mai trebuie să executate și termene. În continuare, secretarul comunei prezintă ultimele procese verbale întocmite ca urmare a ședințelor de Consiliu Local din lunile ianuarie și februarie. Nu sunt obiecții pe marginea conținutului acestora.
La punctul 1 din ordinea de zi, doamna Negureanu prezintă expunerea de motive, raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al Comunei Războin. Nu sunt cereri de cuvânt sau lămuriri suplimentare. Domnul Filip Dumitru prezintă raportul de specialitate întocmit de către comisiile din cadrul Consiliului Local. Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul 2 al ordinei de zi are cuvântul domnul primar, care prezintă expunerea de motive privind aderarea comunei în zona metropolitană Piatra Neamț. Nu sunt cereri de cuvânt, domnul Filip Dumitru prezintă raportul de specialitate ale comisiilor de specialitate reunite din cadrul Consiliului Local Războieni. Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. Se trece la punctul 3 din ordinea de zi. Secretarul Comunei prezintă cererea formulată de către Școala Gimnazială Războieni, prin care prezintă solicitarea și documentele justificative privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice și personalul auxiliar. Nu sunt cereri de cuvânt. Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de vot. La punctul 4 al ordinei de zi are cuvântul domnul viceprimar Măzărean Constantin, care prezintă solicitarea făcută de către Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț privind locurile în care se interzice desfășurarea de adunări publice. Domnul consilier Banuș Petru cere cuvântul și spune că nu consideră normal ca să se interzică desfășurarea manifestațiilor publice pe drumurile publice. Consideră că normal ar fi ca acestea să fie interzise doar când acestea sunt în lucru. Domnul consilier Gălușcă Constantin atrage atenția în ce privește respectarea prevederilor legii numărul 60/1991. În cuvântul său, domnul Filip Dumitru prezintă avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, făcând precizarea că în acesta sunt prevăzute locurile în care adunările publice se pot desfășura. Ce e cuvântul domnul primar, care ține să precizeze în mod explicit faptul că toate adunările publice se pot desfășura cu respectarea legii și unul obține o autorizație în acest sens. Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate. Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor de investiții la proiectul lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare a monumentului eroilor pierduți în lupta de la Valea Albă, domnul primar prezintă necesitatea adoptării unei hotărâri ce privește continuarea finanțării proiectului deja aprobat. Nu sunt cereri de cuvânt, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate de vot. La punctul 6 al ordinei de zi, domnul primar prezintă expunerea de motive și proiectele de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârilor privind lucrările la investiția modernizare drumurilor locale pe raza Comunei Războieni. Domnul Filip Dumită prezintă avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Nu sunt cereri de cuvânt, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. Domnul primar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind aderarea Comunei la ADI Valea Topoliței. Domnul Gălușcă Constantin se interesează dacă acest proiect privind racordarea la rețeaua de gaz a Comunei este viabil, poate fi implementat și propune efectuarea unor studii în acest caz. Nu sunt cereri de cuvânt, supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de vot. La punctul întrebări, interpelări diverse, domnul primar prezintă adresa Direcției Sanitare Veterinare Neamț privitor la inventarierea câinilor de pe raza Comunei. Doamna consilier Cățan Vrândușarina se interesează care este interesul Comunei și scopul acestei acțiuni. Domnul primar prezintă hotărârile emise de către instanța de judecată în ce privește acordarea unor drepturi pentru personalul încadrat în cadrul serviciului pentru situații de urgență Războin. La cererea de cuvânt făcută de către domnul Filip Dumitru atrage atenția că hotărârile definitive date de către instanța de judecată sunt obligatorii și trebuie făcute toate demersurile pentru punerea în aplicare în tocmai. Nu mai sunt cereri de cuvânt, lucrurile ședinței sunt declarate închise. Acesta a fost proces verbal din data 28 februarie 2019. Proces verbal încheiat cu ocazia desfășurării ședinței din data de 4 martie 2019. Consiliul Local al Comunei Războieni a fost convocat prin dispoziția primarului numărul 25 din data de 1 martie de anul curent, ședință de îndată, în data de 4 martie 2019, ora 8.30. Participă consilieri aleși, primarul, viceprimar și secretarul comunii. Domnul Măzăreanu Constantin, președinte de ședință de semnat, prezintă următoarea ordine de zi propusă. Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economice actualizați, rezii executat la investiția modernizare drumuri comunale DC25 și DC190 din Comuna Războin, județul Neamț. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării conform devizului general actualizat pentru rest de executat la data de 1.1.2020 datorită modificărilor codului fiscal introdusă prin ordonanța de urgență numărul 114/2018 din data din 28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice cu repercusiuni asupra obiectivului de investiții, modernizare și asfaltare DC25 și DC195 în Comuna Războin, județul Neamț. Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu unanimitate de vot. Punctele 1 și 2 din ordinea de zi aprobată sunt prezentate de către domnul primar, care precizează faptul că acestea au fost discutate și în ședința ordinară din data de 28 februarie. De asemenea, prezintă și expunerile de motive cu datele rectificate conform noilor devize și documentații actualizate, prezentate de către SCL Mare Industrie SRL. Domnul consilier Gărușcă solicită cuvântul și ține să precizeze faptul că este de acord cu rectificarea devizului inițial motivat de aplicarea noii legislații în ce privește domeniul construcției. Ține să atragă atenția ca pe viitor contractul să finalizeze lucrările în termenele stabilite, să depună documentațiile de plată în termen. Domnul consilier Filip Dumitru prezintă avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Nu sunt obiecții față de proiectele de hotărâre supuse aprobări. Supuse la vot sunt adoptate cele două proiecte de hotărâre cu un număr de 11 voturi pentru. Nu mai sunt cele de cuvânt, lucrările de ședințe sunt declarate închise. Proces verbal încheiat cu ocazia desfășurării ședinței din data de 9 aprilie 2019. Consiliul Local al Comunei Războin a fost convocat prin dispoziția primarului numărul 41 din data de 4 aprilie anul curent în ședința de îndată, în data de 9 aprilie 2019, ora 8.30. Participă consilierele și primarul viceprimar și secretarul comunei. Măzăreanu Constantin, președintele de ședință desemnat, prezintă următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economice actualizat de executat la investiția modernizare drumurilor comunale DC25 și DC190 din Comuna Războin, județul Neamț. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării conform devizului general actualizat pentru rest de executat la data de 1.1.2019 datorită modificărilor codului fiscal introdusă prin ordonanță de urgență numărul 114/2018 din data de 28.12.2018 prin instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice cu repersiune asupra obiectului de investiții, modernizare și asfaltare DC25, DC195 în Comuna Războin, județul Neamț. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanic general al comunei. Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu unanimitate de vot. Secretarul comunei aduce la cunoștință faptul că mandatul de președinte a domnului Măzăreanu Constantin expiră. Doamna consilier Hârțan Brândușa din a propus ca pentru următoarele două luni președinte de ședință să fie domnul consilier Lai Ionel. Nu mai sunt alte propuneri. Supusă la vot, propunerea făcută este aprobată cu unanimitate de vot. Punctele 1 și 2 din ordinea de zi aprobată sunt prezentate de către domnul primar, care precizează faptul că acestea au fost discutate și în ședința de îndată, din data de 4 martie 2019. De asemenea, prezintă expunerile de motive și datele rectificate conform noilor devize și documentații actualizate prezentate de către SCL Mare Industrie SRL. Domnul consilier Filip Dumitru prezintă avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Nu sunt obiecții față de proiectele de hotărâre supuse aprobării. Supuse la vot sunt adoptate cu cele două proiecte de hotărâre în unanimitate de voturi. La punctul 3 al ordinii de zi se dă cuvântul domnului primar, care prezintă referatul depus de către domnul Filimon Iosif, inspector cu atribuțiuni în domeniul UAT, pe raza comunei, în ce privește prelungirea planului urbanistic general pentru o perioadă care nu trebuie să depășească data de 31 decembrie 2023. Nu sunt cereri de cuvânt. Domnul consilier Filip Dumitru prezintă avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. Secretarul comunei aduce la cunoștință membrilor Consiliului Local că la data de 12 aprilie anul curent, începând cu ora 8.30, are loc ședința ordinară. Nu mai sunt cereri de cuvânt, lucrările ședințe sunt declarate închise.
sunt de acord. Supuneți la lucrul acesta, dar poate dacă... Și nu sunt de acord. Dacă sunteți de acord cu... Dacă sunteți ce ați luat, da. Deci, la următorul punct de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019. Doamna... Stimați consilieri, prin bugetul referatorul aprobarea bugetului de venit și cheltuieli pentru anul 2019, execuția de funcționare și de plătare, conform prevederilor legii bugetului de stat numărul 50/2019 și a articolului alineat 4 literă F din legea numărul 273/2006 prin migranțe publice locale, adresa numărul 7728/25/2019 a Administrației Secției Migranțelor Publice Neamț, privind repartizarea sumelor și cotelor de parcare din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, adresa Consiliului Județean numărul 5561/2019, prin care s-a aprobat pentru echilibrarea bugetelor locale unele sume, prin adresa Consiliului Județean s-a aprobat sume alocate din cote de parcare din impost pe venit, din unele venituri ale bugetului de stat și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, conform hotărârii Consiliului Județean numărul 48/21/03/2019 și veniturile bugetului local, care se vor repartiza astfel. Venituri proprii 3310. Cheltuieli secțiunea de funcționare 2107, cheltuieli secțiunea de dezvoltare 1203. Total proiect bugetul 3310. Venituri proprii, sume din TVA primite de la finanțe 103. Sume din TVA la Consiliul Județean 1101. Cote de parcare din impostul pe venit 593. Cote de parcare din impostul pe venit 133. Subvenție aflare încălzire 40.000. Finanțare program PNDL 626.000. Fonduri externe nerambursabile 214. Venituri proprii 500. Total venituri 3310. Care le-am împărțit împreună cu domnul primar. Nu a fost propus de doamna. Care v-au prezentat-o. A fost la mapă. Salarii administrativi 890, salarii pompieri 250, salarii bibliotecar 62, salarii asistenți personal 250, materiale administrative 150.000, materiale pompieri 20.000, material bibliotecar 2.000, iluminat public 100.000, protecția mediului salubrizare 50.000, materiale drumuri și poduri 30.000, materiale învățământ 75.000, transport cadre didactice 30.000, bursă școlare 10.000, indemnizații persoane cu handicap 100.000, ajutoare încălzire 40.000, ajutoare încălzire pentru ajutor social 9.000, cheltuieli învățământ pieri cu servicii educaționale speciale 7.000, tichete de grădiniță 12.000, constituirea fondului de rezervă bugetară în cuantumul de până la 1% din bugetul local 10.000. Dobânzi Comision Garantare Avans Afir, 10.000. Total, cheltuie secțiunea de funcționare, 2107. Cheltuie secțiunii de dezvoltare. Înființare de cea gaze naturale, contract studiu prezabilitate, contract consultat de studiu de soluții, 49.000. Extindere și modernizare școlii gimnaziale cu lăsatiri de cel de viuri, cofinanțare proiect în derulare, 44.000. Lucrări, consolidare, acoperiș baza sportivă, finanțare la buget local, proiect multianual, 150.000. Modernizare drumul comunal DC25 DC195, cofinanțare, contract de lucrări, 30.000. Modernizare drumul comunal în comuna Războieni, cofinanțare, contract lucrări, numărul 2510 din 20-6-2018, 656. Modernizare infrastructură rutieră, cofinanțare, contract în derulare, 32.000. Lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare monumentului eroilor căzuți în lupta de la Valea Albă. Cofinanțare, buget, contract APIR, 214.000. Reparații, capitale, școală primară, cheltuieli, buget local, tot 35.000. Total, cheltuieli, secțiuni de dezvoltare, 1203. Dacă sunteți de acord cu propunerea făcută. Domnul Filip, domnul consilier, va prezenta raportul.
Deci, raport comun cu privire la vizarea proiectului de hotărâre referitor la marea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Războieni, județul Neamț, pe anul 2019. Comisiile, întrunite în ședință comună, au analizat principalele documente care au stat la baza problematicii bugetului local pe anul 2019 și anume sintetizez adresa administrației finanțelor publice, adresa Consiliului Județean Neamț, referatul compartimentului de specializate al primăriei Comunei Războieni. Din analiza unor prevederi bugetare aferente anului 2019, se desprind câteva aspecte mai importante din care enumerăm creșterea bugetului local la venituri proprii cu 83.000 lei din cauza unor modificări ale codului fiscal cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2019. Reducerea numărului de dosare ale beneficiarilor de ajutor social estimat 25 cazuri. Creșterea semnificativă a cheltuielilor cu salariile în concordanță cu prevederile noi legea salarizării, la care se adaugă influențele generate de aplicarea unor decizii judecătorești în cazul personalului serviciului voluntar pentru situații de urgență, în sensul acoperirii unor plăți restante generate din cărarea în grupa întâi de muncă. Comisiile au luat acte de precizările administrației județene a finanțelor publice Neamț referitoare la aprobarea programului de investiții care este cuprins în anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019. În concluzie, apreciem că este vorba de un buget de austeritate care nu va putea acoperi derularea în mod corespunzător a lucrărilor investiționale multianuale, decât numai dacă în semestrul 2019 va avea loc o rectificare bugetară pozitivă. Pentru considerații de excuse mai spus, comisiile acordă aviz favorabil. Dacă îmi permiteți și mie, domnul cuvinte, pot să vă spun că în acest an va fi o rectificare în luna iulie, rectificare care va da prilejul tuturor materiilor să corecteze, să rectifice inclusiv bugetul la salarii pe lângă cel legat de investiții. Chiar dacă, la o primă vedere, e un buget de austeritate, trebuie să facem tot posibilul să ne încadrăm, să trecem această perioadă care este presupusă pentru rectificare. Iar au fost, aceste sume au fost împărțite, să zicem, echilibrat pe fiecare secțiune în parte, încercând să acoperim, chiar dacă în totalitate, fiecare segment de investiții la salarii. Adică prioritățile. Pentru că avem acele contracte care trebuie să continuate pe fonduri europene, pe PNRL, pe noile programe pe care le accesăm și pe care ați fost de acord. Deci, în mare, vreau să aprobăm bugetul în forma actuală. Mulțumesc. Da, dacă nu mai sunt discuții pe masa asta, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Trecem la următorul punct pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice al personalului din cadrul școlii de studenți. Dacă îmi permiteți tot, nu pot spune doar atât, știți că este o formalitate.
banii sunt 50.000 în buget, 30.000 este pur și simplu formalitate, în Consiliul de Administrație și acordă sumele care decurg din naveta cadrului didactice, dau acele hotărâri al Consiliului de Administrație către noi, noi nu facem decât să luăm act, facem procedura legală, dar banii sunt prinși deja în buget, să-și administreze cum trebuie și îi vor cheltui în funcție de cum vin cu aceste solicitări. Vă mulțumesc. Aș vrea eu să adaug faptul că Comisia de Specialitate a acordat aviz favorabil la proiectul de hotărâre privind decontarea cheltuielii cadrelor didactice. La întrebare. Bun. Nu supunem la vot punctul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Trecem la ultimul punct, pe ordinea de zi, întrebări, interpelări diverse. Și pun probleme. Spune domnul Dărușu. Dar aici pe lista, modernizare infrastructură rutieră. 626? Da. Banii de la PNDL, care sunt veniți în luna ianuarie, nu au putut pentru modernizare drumuri locale, nu de ce 195, celălalt. Nu, de aia este, da, astea sunt separate. Sunt banii de la... Adică mă interesa ce modifică infrastructura. Următorul proiect care îl accesăm acum. Deci scrie și la 114, sunt niște domenii prioritare unde putem accesa, da? Noi vom accesa pe două proiecte. Pe înființare gaz, în distribuție și gaz, și pe, și pe înființare. Deci sunt aceste două, trebuie vorbite împreună. Și unul pe drumuri. Deci două proiecte vom accesa. Chiar pe domeniul prioritar. Da. Chiar dacă, mă repet, la fiecare acord, la fiecare ședință, aș dori să fim foarte atenți la că facem câte o licitație și începem câte o lucrare. Deci vreau să-i spun licitație. Pentru că ce-am pățit cu Reuștea, n-aș vrea să mai trecem. Este un proces câștigat, da? Cu cădea pe am. Eu știu cum să câștig procesele. Dar ăsta ne-a pus capul. Va termina. Serios. Poate termina. De exemplu, acum ar trebui să facem ceva că prin sat, pe acolo de Răturăienii, carosabilul e ocupat vreo 40%, îți mergi poate așa. Adică era bine dacă jumătate din balastul ăla l-a pus în șans, primea pus. Există și disconfort. E disconfort, dar mare. În sensul că putea să umple doar șansul. Adică dați mare în șans și jumătate în drumul. Va intra totul. Mi-aș dori ca înființarea asta de potențial de gaze naturale chiar să se întâmple, știți? Că cine nu-și dorește? Eu personal sunt interesat de chestiunea asta și adică să facem tot ce ne stăm putem pentru a o înființa și ține de noi. Domnul consilier, acum dacă îmi permiteți, sunt de parte acestele electorale. Vreau să vă spun doar că e un proiect pe care l-ați aprobat cu toți anii trecut, demararea acestor lucrări. Se lucrează la el, suntem în faza de aviz la certificatul de urbanism. Va fi depus în termen, în momentul în care se dă drumul la depunere. Și facem tot ce stă în putința noastră, ca aceste lucruri să se întâmple. Altceva nu se întâmple, nu se întâmple, nu se întâmple, nu se garantează. Exact. Unde se nu se întâmple doar pe vertii, da. Vă dați seama că sunt investiții care depășesc bugetul comunii pe zeci de ani. Eu m-am bucurat să mai trăiesc, să prind de carne comun. Cu toții ne vom bat pe unitate și acolo.
La baza asta s-a sfătit, s-a terminat garanția? Nu. S-a terminat, nu? Înțeleg că plouă? N-au acoperit și era timpe și... Ce faci, mă? Și acoperit. E contrar cu munte, normal. E frumos. Aș vrea să mă mai gândați într-o problemă. În asta numărul de posturi și fond aferent salarii. Da. Există aici consilierul primar, iar după consilierul primar sunt trei posturi de consilier. Care zice două permanente și unul temporar. Domnul permanent sunt eu, doamna Anunța, consilier superior. Și temporar? Și temporar e domnul Băieșu. Ăla de activitate? Da. Bun. Asta a fost aprobat cu totul. M-am lămurit. Eu sunt, eu sunt pătrea și mai lui. Băream? Da, ideea aia am înțeles. Așa, și la inspector. Inspectorul este domnul Iosif Macadastru. Care e primul, da? Superior. Al doilea e două posturi, nu? Doamna Balan Violeta și doamna Baciu. Da. Al treilea este debutant, inspector. E, da, este debutant, da. Ca să facă rolul la caserie. Și referentul ăsta a fost pe inspector? Nu, a fost un secretar. Cum a fost? Dar chiar așa nu uitați? Vreau pot nu prieteni. Da. Iar muncitorul ăsta în șofer? Domnul Bărnu. Nu, nu, este un șofer. Șofer al Budo. Da, tot șofer. Tot șofer al numim? Nu. Pe Budo ce este? Nu mecanic, mașină și plași? Lovat, mă, cum se spune? Da. M-ați luminat. Așa. Ce vreau să vă întreb? De ce atât de multe ședințe extraordinare? Nu le putem... Asta o înțeleg, asta de astăzi o înțeleg. Adică mă gândesc că să nu-mi facem nouă cei. Nu e de cei. Vin peste altele și nu poate putem mai mult. Și atunci, ai ce face? Dar, în definitiv, eu mi-a fost aprobat de consilier local. Da, eu personal nu s-a deșu, e extraordinar. Da, eu am făcut o convocare. Și asta o puteți onora sau nu? Da, da, eu v-aș ruga, adică să țineți cu amintele. Dați seama că nu mi-e drag nici mie. Să le fac foarte des. Este tot o funderanț, na. Uneori e jurat. Avem și alte activități și ne trebuie că nu putem participa. N-am constatat același deranj când se trece la caserie. Mulțumesc. Ce credeți caseria e așa de tentantă? Nu. Adică nu, nu e tentantă. Când iei dar vii de 4 ori la ședință, se poate să se poate și vreo. Mai avem alte probleme? Nu, aici probleme. Dar Valea lui s-a făcut niște carte din biporul ăsta. Nu atingem, nu se poate intra acolo, dar... Și-a scris în proiect. Dar sunt mulți. Ne atingem de gardul vecinul acolo, face gălăgiri. Dar mă, că ești subțirez, de ce spun așa, domnul consilier? Cred că încăpeți. A, nu încăpeți cu utilaje. Dar nici căruțe, ușurăștea pe căruțele, e pus din calea afară. Deci e pus capul și de pod, e pus... E pot să-mi compam pe aia. Ce zic? Mai poate reproiecta? Se pot, după ce trece. Proiectul ce se pot, da. Proiectul poate suferi modificări pentru că după ce trece recepția pot fi date jos. Deci, chiar dacă... Acum ai spus că dai bine la cameră? Nu, acum am spus ce fără. Ai spus o prostie, că știu. Modifici. Nu modifici. Nimic. Proiectul fără aprobarea... Nu, nu. Nu, nu. Sunt vorbări cu deci, la fază, domnul primar, tu principal. N-ai înțeles nimic ce am spus? Unde mai e, repet? Unde e capul tău ăsta? Deci, la proiect sunt prinse așa.
Cum se va termina recepția și după aia vom vedea. Ce vrei să desenezi acolo? Dar ne blocăm, nu putem intra pe urmă. Cum nu te-ai blocat până acum? Nu știi blocat acum. Dar nu poți trafi de voi. Da. Da. Bă, ne mai ținem niciun citat de luat de cuvânt, declară ședința în curs.